A, poți să intre aici, Alexa, pe iarbă să... Intră aici pe iarbă și fă niște... Armăsară domnule Alexa, preuț de 5 ani. Un armăsar polonez, un armăsar frumos. Căței, nu-i dau pace. Se ridică în două picioare, nu? Nu. Păi polonez, nu? Da, 5 ani. Un polonez de 5 ani, frumos. Căței ăștia nu-i dau pace. Frumos polonez. Asă-mi le poartă-l, nu e nicio problemă. Ce. Îl ai de mult? De 3 ani. De 3 ani era tine. De la... Da, văd... Aproape 4. Aproape 4. Avea un an jumate pe la un an jumate. Ți-am minte când avea taică tu caia mare și pleca la Banat cu... Da. Cu trenul. Așa era înainte. Merea la Pecica sau la Pecineaga, nu știu unde. Încarca merea cu săptămânile cu trenul. Cu... Acum au ieșit fel de fel de tractori. Și acum zici că numai pe ăsta-l mai ai. Pistol. Ajunge unul de... Frumos. Frumos exemplar. Frumos și cu minte. Trebuie să-ți punem mâna pe nas. Să-ți dăm părul din ochi. Da, mai poartă-l un pic. El e învățat și fac eu să facă și el, nu? Am văzut că cu caleașca îl mai pui la caleașcă, la... Da. Îl mai punem. Când iasă timp. Și la caleașcă și la faiton. Hai să mergem mâna, să-i dăm drumul. Foarte frumos, dar pe unde mergi? Mergi pe aici? Pe spate mergem. A, mergi pe aici? Hai pe aici dacă nu mă duc. Hai pe aici, e mai bine, că... Hai da. Să-i dai drumul să alergi un pic, că... E armăsar, nu? Armăsar, da. Cât poți să aibă el? Câte kilograme poți să aibă? Cât să fie? 1000 de kg. Să fie în jur de o tonă? Armăsarul domnului Alexa Reuț, din bulărie.
Un exemplar frumos de cal polonez. Am dat afară să alerge un pic în țarcă aici. Nu mai tremură pământul. Sub greutatea lui. Îl scoți și iarna pe aici, îl mai dai drumul și iarna. Da. Să alerge. Am mai trecut pe aici și l-am mai văzut în țarcă, alergând. Cum ai spus că-l cheamă? Puiu. Puiu? Hai Puiu, mai fă o tură. Dar asta nu-i cu curent, nu? Nu, momentan nu-i pus. Nu, dar poți să pui curent și el... Da, nu mai are nevoie. El e obișnuit acum cu... cu asta și nu se mai dă în gard. Nu mai... Am văzut la cineva la Porsche, domnule, a pus două fire și... i-o curentat de două ori, după aia nu mai... Da. N-avea nicio treabă. Și zici că de la un an jumate l-ai... La un an jumate l-am adus din Polonia. De la un an jumate l-a adus din Polonia. Și acum are 5 ani. O crescut pe lângă noi. O crescut pe lângă casa voastră. Așa, un exemplar frumos. Hai, puiule! Ai fost vreodată la târguri prin Polonia, ai participat la da. Concursuri? La el am participat așa, am fost ca vizitator. Ah, păi normal ca vizitator, că nu cu calo. Aici am văzut, pe la Suceava, la Sol, că ai mai fost. L-ai mai dus pe aici? Păcat că nu se mai fac acum pe la noi pe aici. Da, păi era frumos, facea și la Putna și mai multe locuri, dar asta e cu minunea asta de... pandemie, știu eu ce-o mai fi până la urmă. Eu știu, mă vedea, domnul știe. Da. Hai, Kenny. Hai, mai prindu-te un pic. Hai, puiule, hai! Dar îi place să se călăzească. Ah. Cum ai atacat la
pusem un pic jos. Să puni jos, a? Foarte frumos cal, un harmasar. Ce culoare asta? Un murg. Murg închis sau? Murg închis. Murg. Da. Acum e așa, mai e târziu, peste vreo câteva săptămâni e negru, se negrește. Se negrește? Pe vară se deschide. Ah, pe vară e mai spre deschis. Da, da, da. Și spre iarna se închide. La culoare. Da. E un exemplar frumos. Taie că tu nu-i pe acasă, nu? Păi pe acasă, da. Poți la biserică și trebuie să ah. El, dacă îl pornești la povești... Asta a fost viața lui. Da, până... Așa era înainte, cu cai, numai de. Muncă pe la ceapeu, pe la... Nu vreau să-i aduc ceva, să-i dau să... Ceva, nu? Imediat. Un armăsar frumos de 5 ani, polonez, lui domnul Alexa. Hai, puiule! Vine când îl chem. Știi că tot îi dai ceva, dacă l-ai învățat așa cu tot să-i dai câte ceva. Orice și animale, cum le înveți, cum le crești și cu un câine și un... L-ai dat la epe, l-ai dat ceva? O fost, da, da. O fost, da, la munte, a? Scoate niște mânci puiul. Na, hai, vine aici. Hai la noi. Hai. Oare dacă îl prind, faci ce? Nu pe în spate. Stai puiul, stai. Stai băiat, stai. Fără băiat, fără băiat. Hai. Du-te la el, du-te. Hai. Hai, vine aici. Hai. Hai. Să-l iau din sus, așa. Oh. Un cal foarte frumos. Și foarte blând, un armăsar foarte blând, mai rar. Un cal așa mare și așa. Și armăsar. Și blând. Hai, puiule, hai, mai fă o tupă. Yeah.